Hei, bună dimineața și bine ați venit la coloana de direcție. Eu sunt Luci Popa, iar aici, în fiecare dimineață la Focus la prima oră, încercăm să vă aducem cele mai noi și importante știri din domeniul auto. Astăzi avem o știre din Franța. Autobild.ro ne spune că Emmanuel Macron, președintele francez, a primit o nouă mașină. Ce este? Un Citroen? Nu. Un Renault? Nu. Un Peugeot? Nu. Este un DS7 Crossback, un SUV de lux premium al brandului DS Automobil, parte a grupului PSA, mai nou Stellantis, și este frate de concern cu Peugeot, Citroën și mai nou Opel. DS7 Crossback Élysée, așa cum se numește mașina președintelui Emmanuel Macron, a fost modificată. Vine cu un ampartament mai lung cu 20 cm față de versiunea de serie, dar și alte modificări. DS7 Crossback este un model care nu putea avea un debut mai frumos, deoarece prima apariție a acestui model a fost făcut tot cum Emmanuel Macron pe locul pasagerului din spate. Însă, modelul Élysée al președintelui francez este mai lung cu 20 de cm, este blindat și vine cu motorizarea de top, adică una plug-in hybrid cu tracțiune integrală și 300 de cai putere. Pentru a răspunde nevoilor președintelui, ampartamentul mai lung cu 20 de cm se traduce într-un spațiu pentru picioare de peste jumătate de metru. Practic, are loc președintele să stea liniștit și să se gândească la viitorul țării sale. Bancheta spate a fost înlocuită cu două scaune individuale. Căptușeala plafonului este din Alcantara, un material sintetic, dar care îți oferă un feeling foarte bun la atingere, în timp ce pasagerii prestigioși beneficiază de încărcătoare wireless pentru telefoane, prize USB, dar și un suport central pentru documente. Pentru că, se știe, fiecare președinte are multe documente de citit. La exterior, pe lângă faptul că SUV-ul arată acum mai mult precum un break înălțat, acesta a primit lumini intermitente albastru-roșu în partea din față, port fanioane detașabile, emblemă RF, adică République de France, pe capotă, jante speciale de 20 de inci, precum și o antenă specială pentru sistemul de telecomunicații al președintelui. Acesta este folosit în caz de urgență sau în cazul în care dorește să comunice ceva pe o linie secretă. Astfel, noul model măsoară 4,8 metri, lățimea a rămas la fel, înălțimea a rămas tot la fel. Eu mă așteptam sincer ca Emmanuel Macron să primească noua limuzină a celor de la DS Automobil, adică DS9, pentru că limuzina este mașina folosită în mod tradițional ca mașină prezidențială. Dar uite că SUV-urile care acaparează piața, acaparează și funcția aceasta de mașină prezidențială. Noi aici la coloana de direcție așteptăm DS9 la test, este una din mașinile mele preferate și urăm președintelui Emmanuel Macron drumuri bune cu noua sa mașină DS7 Crossback Élysée. Aceasta a fost știrea de astăzi, dar și ultima știre a săptămânii. Mâine este sâmbătă, urmează emisiunea Coloana de Direcție la ora 12, iar de luni ne revedem aici la Focus la prima oră cu noi știri din domeniul auto.